A fost scenă incredibilă în Cluj. Medicii chemați să preia un bolnav în scaun cu rotile au fost nevoiți să-l salte peste gard pe brațe. Asta după ce un șofer și-a parcat mașina lipită de poarta casei. Detaliile despre acest caz le are colegul meu Marian Jinga. Marian, te ascultăm, ce s-a întâmplat acolo? Bun găsit, este incredibil cum șoferul dubiței n-a realizat sau nu l-a interesat că își parchează mașina exact în poarta de acces a familiei care locuia în imobilul respectiv. În consecință, când s-a sunat la ambulanță pentru că unui bărbat i s-a făcut rău, medicii n-au avut acces pe poartă, așa că au sărit gardul cu tot cu echipamentul și cu targa cu care au intervenit. După câteva minute, timp în care l-au stabilizat pe bărbat, au vrut să-l scoată pentru a-l duce la ambulanță și iarăși aceeași problemă. Așa că au sărit din nou gardul cu tot cu el așezat pe un scaun pentru a-l putea transporta la ambulanță, iar apoi la spital. Este, cum spuneam, incredibil acest gest al bărbatului. La fața locului au ajuns și polițiștii care cu siguranță îl vor amenda pe șoferul indolent care și-a parcat mașina chiar în poarta de acces a imobilului. Marian, mulțumesc pentru informații. Vorbim acum despre un accident grav ce a avut loc în județul Constanța. La intrarea pe A2, trei adulți și un copil de 8 ani au fost răniți după ciocnirea a două mașini. Detaliile vin de la colega mea, Antonia Ispas. Bun găsit! Este de mirare că nu vorbim acum despre o tragedie. Așa cum arată imaginile, accidentul a fost extrem de grav. S-a produs la intrarea pe autostrada Soarelui. Un șofer nu a păstrat distanța față de mașina din fața sa, a izbit-o cu putere în momentul în care șoferul din față a încercat să încetinească ca să iasă în autostradă în siguranță și în urma impactului primul autoturism s-a înfipt într-un parapet care separă cele două sensuri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav. Este vorba despre trei adulți și un copil de 8 ani care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Acum polițiștii urmează să vadă pe cine vor face vinovat de producerea acestui accident. Antonia, mulțumesc! Un alt accident grav a avut loc pe DN1 în zona localității Bucea. Numai puțin de trei motociclete și un autoturism au fost implicate în evenimentul rutier soldat cu moartea unuia dintre motocicliști. Circulația este blocată între Oradea și Cluj, iar la fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje de intervenție. Pe lângă ambulanță a fost nevoie de un elicopter de la Smurt care a transportat la spital o altă victimă aflată în stare gravă. Polițiștii cercetează acum împrejurările în care a avut loc acest accident. Gest inconștient al unei turiste care s-a întâlnit cu un urs lângă lacul Sfânta Ana. Femeia a scos telefonul să-și facă un selfie cu animalul, moment în care acesta a atacat-o. Mai multe informații vine Claudia Predilă. Daria, care a încercat să-și facă selfie cu un urs, a ajuns pe patul de spital după ce a fost mușcată de animal chiar în momentul în care a încercat să facă fotografia. Locuitorii spun că animalul este cunoscut în zonă, întrucât acesta coboară de foarte multe ori să se bălăcească în apă, are aproximativ 2 ani și este jucăuș, însă în momentul în care oamenii se apropie foarte mult de el, devine agitat. Femeia care a fost mușcată a fost transferată de urgență la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Miercurea Ciuc, acolo unde a primit primul ajutor, apoi a fost transferată la secția de infecțioase pentru a primi un tratament de specialitate. Din fericire, starea ei nu este gravă, întrucât ursul nu era înfometat în momentul în care a doborât-o la pământ. Imediat, la fața locului au ajuns și mai mulți jandarmi montani care au reușit să-l alunge pe animal. Recomandarea jandarmilor este ca oamenii să nu se mai apropie de urși și nici măcar să încerce să-i hrănească, întrucât acest lucru nu este permis. Mulțumesc, Claudia. Scene de o violență extremă filmate pe centura ocolitoare a Brașovului. Un șofer a fost înopit în bătaie de trei indivizi după o șicană în trafic. Vă avertizez că imaginile care urmează vă pot afecta emoțional. Conflictul a pornit după ce inițial a existat o șicană într-un sens giratoriu. Agresorii au coborât din mașină și l-au luat la bătaie pe bărbatul de 47 de ani. Trei oameni s-au năpustit asupra lui.
După ce l-au pus jos, au continuat să lovească cu pumnii și picioarele. Filmarea a ajuns pe internet, iar polițiștii s-au autosesizat pentru că până acum nu a fost depusă nicio plângere. M-a fost transportată la unitatea medicală unde a primit medicine medicale, ea ne rămâne în internată, iar până la acest moment nu a formulat plângere în privința evenimentelor petrecute. Cei trei agresori au fost identificați și în acest moment se află în arestul poliției. În privința lor se vor dispune măsurile legale, colegii noștri urmând a fi afacere, a formulat propunere de reținere. Polițiștii au întocmit pe numele agresorilor dosar penal pentru lovire și alte violențe. Momente sfârșitoare pentru cele patru studente spulberate de tren în județul Salaj. Acestea au fost conduse pe ultimul drum. Totodată poliția anunță că șoferița, colegă și ea cu celelalte victime nu ar fi respectat semnalele luminoase și acustice la trecerea peste calea ferată. Asta după ce mai mulți localnici au acuzat că în ultimele zile acel semafor nu ar fi funcționat. La Babele și pe vârful Omu, turiștii s-au trezit în plin decor de iarnă. Tot la munte, temperaturile au scăzut la 0 grade. Salvamontiști avertizează turiștii că traseele de altitudine pot fi extrem de dificile din cauza anomaliilor meteo din această perioadă. În plin scandal cu guvernul Dăncilă, președintele Iohannis s-a recules la slujba de duminică de la biserica din Piața Mare a Sibiului. Alături de el a fost și prima doamnă. O explozie a avut loc în această dimineață la Roșia Montană. Din primele informații se pare că un tânăr de 20 de ani ar fi folosit material explozibil pentru a căuta aur într-o galerie dezafectată. Victima a fost dusă la spital cu leziuni grave pe față și pe brațe. Tânărul ar fi din zona Roșia Montană și ar fi participat la acțiunea ilegală alături de alte persoane. În acest caz, poliția a deschis o anchetă. În zona Roșia Montană există mai multe galerii de mină dezafectate ce atrag căutătorii de aur. În ultimii ani, poliția a destructurat mai multe rețele formate din zeci de persoane care exploatau ilegal aurul din aceste galerii miniere. O femeie a fost găsită moartă într-o mașină parcată pe o stradă din localitatea Valul Traian. A fost nevoie de două zile ca cineva să observe că femeia de la volan nu se mișcă. Ne spune mai multe colega mea, Antonia Ispas. Te ascultăm, Antonia. Bun găsit! Vorbim despre un caz care ridică multe semne de întrebare. Primul, de ce a murit femeia? Anchetatorii nu exclud varianta sinuciderii, dar nu exclud nici faptul ca femeia să fi suferit de afecțiune și să-și fi găsit sfârșitul la volanul mașinii. Un al doilea semn de întrebare este de ce nu a fost descoperită până acum. Femeia are 47 de ani, este chiar din localitatea de acolo, din Valul lui Traian, iar martorii spun că autoturismul era parcat pe acea stradă extrem de circulată de două zile. Cu toate acestea, nimeni nu a băgat de seamă că înăuntru se află o femeie care nu mai respiră și nimeni nu i-a reclamat dispariția la poliție în tot acest timp. Accident grav în această dimineață pe drumul național ce leagă Constanța de Hârșova. Un tânăr de 24 de ani a murit, iar iubita acestuia a fost rănită după ce mașina în care se aflau a intrat direct în spatele unui autocar. Accidentul s-a produs în zona intersecției de la Hanul Mori. Șoferul mașinii cu volan pe dreapta nu a păstrat distanța de siguranță și nu a mai putut evita coliziunea. Băiatul a murit pe loc, iar iubita sa de 17 ani a scăpat cu răni ușoare. În autocarul care transporta persoane se aflau șoferul și alți 6 călători care au scăpat nevătămați. Vorbim acum despre evenimentul anului. Meghan Markle a îmbrăcat ieri și o a doua rochie de mireasă pentru recepția pe care ea și prințul Harry au organizat-o după nuntă. Ducesa de Sussex a ales de această dată o rochie mulată cu spatele. Un puș de 15 ani de la un colegiu din Cluj-Napoca s-a îmbătat turtă la un festival dedicat elevilor, iar la final a ajuns numai el știe cum în mașina unei vecine. Asta în timp ce părinții îl dăduseră dispărut. Spre dimineață, băiatul a dat ochii cu părinții după ce a fost găsit în mașina din parcarea blocului. A ajuns la urgențe pentru îngrijiri medicale și a avut noroc. Vecina nu a depus plângere pentru intrare prin infracție în mașină. Cu toate acestea, poliția încearcă să afle dacă minorul a consumat alcool sau substanțe interzise și mai ales cum a reușit să intre în mașina din fața blocului.
Este o analiză explozivă privind soarta guvernului Dăncilă după depunerea plângerii penale de către șeful PNL. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, spune că se poate ajunge la, atenție, dizolvarea guvernului. Asta dacă suspendarea premierului nu ar înceta după 45 de zile. Într-o legătură directă cu noi se află acum chiar fostul șef al Curții Constituționale, domnul Augustin Zegrean, și discutăm subiectul și cu colega mea Aniela Nine, alături de mine în platou. Domnule președinte, bună ziua, mulțumesc pentru această intervenție. Cum aplicăm Constituția în acest caz dacă suspendarea ar dura mai mult de 45 de zile? Bună ziua! Mai întâi o precizare, nu am fost șeful Curții Constituționale, am fost președintele. Îmi cer scuze, președintele Curții Constituționale. Tot un fel de șef, domnule președinte. Nu. Bun, spuneți-ne cum este cu Constituția. Ce se întâmplă dacă acea suspendare ar dura mai mult de 45 de zile? Păi, asta e simplu, trebuie citit în Constituție, numai că de data asta e de citit vreo 3 articole și mult. Este la 106 găsit cazurile în care poate să își piardă un ministru calitatea de funcția de ministru. La 107, unde se vorbește de primul ministru, acolo spune că în aceleași situații primul ministru poate fi înlocuit. Adică, dacă este în imposibilitate de a-și exercita funcția mai mult de o perioadă oarecare, președintele numește un alt membru al guvernului să îndeplinească funcția de prim-ministru. Funcția aceasta interimarul este limitat în timp, pentru că în articolul 110 se vorbește de o perioadă de 45 de zile. Dacă primul ministru nu poate reveni în funcție în 45 de zile de la data suspendării și a numirii noului ministru, prim-ministru interimar, guvernul se dizolvă, practic, guvernul pleacă și se alege un nou guvern. Practic se consideră demis cumva guvernul dacă acea situație nu se rezolvă în 45 de zile. Încetează mandatul, pentru că mandatul guvernului durează atâta timp cât durează mandatul primului ministru. Dacă primul ministru nu mai poate să-și îndeplinească atribuțiile de prim-ministru, guvernul își încetează mandatul. Bun, da, domnule președinte, atunci cum interpretăm acel articol din Constituție care spune că președintele nu îl poate revoca pe premier? Că practic cam așa... Suntem în două situații diferite. Nu este vorba de o revocare. Este vorba de imposibilitatea primului ministru de a-și exercita atribuțiile. Ori dacă este suspendat din funcție, este evident că este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile. Și asta nu echivalează cu o revocare ascunsă, ca să spunem așa? Nu, consecințele sigur sunt aceleași. Dar sunt situații juridice diferite. De aceea sunt și reglementate în articole diferite din Constituție. Bun, și dacă consecințele sunt aceleași, putem considera că este vorba de un conflict constituțional, de o încălcare cumva a Constituției? Sigur că dacă președintele ar ajunge în situația de a putea să-l suspende pe primul ministru, se va apela la Curtea Constituțională și se va cere o decizie. Atunci Curtea va interpreta și va aplica Constituția cum se cuvine, pentru că, de regulă, Curtea Constituțională a României este consultată în astfel de situații și, de regulă, dă decizii înțelepte. Da, v-aș întreba, domnule președinte, de ce nu s-ar putea prelungi acel mandat interimar peste cele 45 de zile și automat am ajunge la demitere? Vă rog? Pentru că așa scrie la articolul 10 din Constituție, că poate să dureze maxim 45 de zile interimatul. Deci toată situația aceea penală, toată lămurirea cu începerea urmăririi penale și cumva tranșarea acestei problematici trebuie rezolvată în interiorul celor 45 de zile. Da, sigur că da, pentru că, bine, poate să apară o altă situație, că dacă este trimis în judecată, e altă situație.
Și atunci... Deci, pe perioada suspendării poate să revină oricând în funcție. Dacă revine, interimatul încetează și își rea activitatea. Pentru că poate fi imposibilitatea asta și din alte motive. De exemplu, e bolnav, primul ministru, stă în spital o lună, două nu se poate, că trece de 45 de zile. Dacă revine, își rea activitatea. Deci dacă, să zicem, în ipoteza propusă de dumneavoastră, în care eu nu cred absolut deloc, s-ar ajunge la suspendarea premierului, ar trebui ca parchetul să rezolve problema în acele 4-5 de zile, orică trimite în judecată, orică clasează dosarul. Dacă dosarul s-ar clasa, s-ar reveni la funcție. Dacă se trimite în judecată, atunci asigur lucrurile definitive. Am înțeles. Bun, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția. Aniela, la fel îți mulțumesc și ție pentru prezența în platou. Mergem mai departe cu jurnalul. Avem informații exclusive despre cum reacționează PSD la atacul lui Klaus Iohannis. Liderii social-democrați cer organizarea unui meeting de susținere a premierului Viorica Dăncilă. Cum se poziționează șeful PSD, Liviu Dragnea? Ne spune în momentele următoare Madalina Petre. Madalina, te ascultăm. Bun găsit tuturor! O serie de discuții au loc în Partidul Social Democrat, astfel încât socialdemocrații să stabilească strategia partidului după ce președintele PNL Ludovic Orban a depus o plângere penală pe numele premierului Viorica Dăncilă. Ei bine, în acest context există foarte mulți președinți de organizații județene ale PSD care cer organizarea unui meeting de susținere a Vioricăi Dăncilă. Însă poziția acestora nu este susținută și de liderii PSD de la centru, în special de președintele PSD, Liviu Dragnea, care le transmite acestora că trebuie să rămână în continuare calmi și să nu agite mai multe lucrurile decât e cazul. Însă la polul opus, președinții de organizații județene spun că este nevoie de acest meeting de susținere a premierului Viorica Dăncilă, astfel încât socialdemocrații să arate că președintele Klaus Iohannis vrea să preia abuziv puterea în România. Mai mult, există și filiale din vest care deja au adoptat rezoluții de susținere a Vioricăi Dăncilă. Ei bine, urmează să vedem până la urmă ce decizie va lua conducerea PSD, dacă se va veni în biroul permanent național cu această propunere și dacă până la urmă se va organiza acest meeting de susținere a premierului Viorica Dăncilă. Vorbim acum despre o afere considerabilă strânsă de temutul interlop care a fugit chiar de sub nasul oamenilor legii. Unul dintre cei mai periculoși interlop din România, Florin Pârjol, zis Ghenosu, a strâns sume considerabile din proxenetism, clonare de carduri și cămătărie. După ce Ghenosu a scăpat de sub nasul polițiștilor, s-a declanșat o anchetă internă în poliție. Liderul clanului Ghenosu este cunoscut ca un om extrem de violent. El a știut să facă bani prin toate mijloacele posibile, de la proxenetism, la clonare de carduri și până la cămătărie. Orice zi de întârziere ducea la dublarea sumei, potrivit interceptărilor realizate de oamenii legii. În 2003, orașul Târgoviște era scena unuia dintre cele mai violente asasinate la comandă. Alexandru Dumitru, zis Bozac, a fost omorât într-un bar cu 11 lovituri de cuțit și săbii de către 5 indivizi cu cagule. Ulterior s-a dovedit că 4 dintre ei erau locotenenții lui Ghenosu. Ghenosu a fost vizat de o serie de percheziții desfășurate de DIICOT recent. Însă în momentul în care oamenii legii au descins la adresa sa, Ghenosu a fugit pe ușa din spatele casei. Situația a generat un scandal între poliție și DIICOT după ce polițiștii au fost acuzați că l-au scăpat pe interlop. Acum și Ministerul de Interne și DIICOT fac anchetă. Se face o anchetă internă, să vedem dacă a existat o culpă internă a cuiva și în momentul în care vom stabili cu certitudine că o persoană sau alta a fost vinovată sau se face vinovată de faptul că acesta a plecat de sub supraveghere, cu siguranță se vor lua măsuri. Înseamnă foarte, foarte multă muncă, multă resursă umană și materială adunată, ore ieșiri petrecute în planificări și în gândiri strategice, în sincronizări de oameni, date și informații și așa mai departe. Thank you.
Clujul este în sărbătoare de 3 zile și 380 de mii de oameni petrec pe străzile și în piețele orașului. Cei mai iubiți artiști ai momentului sunt acum la Cluj, unde susțin un veritabil regal folcloric, un spectacol maraton pe care România TV îl transmite în direct oră de oră, alături de invitat special. Colegul meu, Ioan Corpoș, este chiar acum în centrul Clujului. Ioan, ce surprize mai ai pentru noi? Bun găsit! Bun găsit, Ionuț! Doamnelor și domnilor, cea mai mare sărbătoare aici, în inima Transilvaniei. Suntem chiar în centrul municipiului Cluj-Napoca și, așa cum v-am promis, oră de oră, alături de cei mai iubiți artiști ai României. Doamnelor și domnilor, inconfundabila Maria Dragomiroiu este în aceste momente cu noi. Sărut mâinile, doamnă! Bună ziua! Bine, am venit cu toții aici la Cluj, este minunat! N-am mai fost de mult la Cluj și sunt foarte fericită că am fost invitată, pentru că este sărbătoarea Clujului, Clujul, orașul nostru minunat. Abia a început regalul folcloric și deja mii de persoane sunt aici în centrul municipiului. Vă place Cluj-Napoca? Cum să nu? Este superb! Și am și rude aici, am prieteni, mă leagă multe amintiri de Cluj, este minunat! În această zi, un maraton, un regal folcloric, timp de 8 ore, cei mai mari artiști vor fi aici alături de toți românii, în direct și la România TV. Doamna Dragomiroi. Se cântă și live, da, după cea seară am fost la anunți, la petreceri, că așa este. N-am dormit deloc, am venit cu avionul, mâine merg la Vaslui, dar asta este viața noastră. E viața asta de artist, chiar. Este frumoasă, este stresantă, este obositoare, cu emoții foarte mari, pentru că ești mereu contra cronometru, dar nu contează. Dacă faci ceea ce îți place, nimic nu este greu. Și totuși mereu străluciți în fața publicului. E, dacă așa crezi tu, eu mulțumesc frumos. Noi toți, de fapt, toți artiștii ne străduim să rămânem așa cum ne știe lumea, cu imaginea care ne-am format-o. Deci este destul de greu, pentru că trece timpul, da, peste toți trece timpul, dar facem noi ce facem și nu se pune la răboș, pentru că nu dormim nopțile și așa că nu trece timpul și peste noi. În foarte scurt timp veți fi în fața publicului, însă acum sunteți în fața unei țări întregi. Ce le spuneți românilor? Ce să le spun? Că sunt fericită, că mă mândresc că sunt româncă și orice s-ar întâmpla, câte greutăți trec peste noi, niciodată n-aș da pe nimic, pot tot aurul. Țara mea dragă, acest picior de rai. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Maria Dragomiroiu, și împreună cu cei mai iubiți artiști, doamnelor și domnilor, predăm acum legătura în studio. Ne vedem ora următoare cu noi și noi surprize. Apropo, la ora 15, doamna Laura Lavric va fi aici alături de noi. Vă așteptăm cu drag! Au făcut o nuntă cum nu s-a mai văzut în România. Investiție de sute de mii de euro în cea mai mare petrecere din istoria nunților țigănești. Carne de crocodil în meniu și șampanie de 40.000 de dolari. Cei mai apreciați maneliști au fost îngropați în bani de clanuri. O nuntă, două botezuri și o aniversare cu Vanessa, soacră mare. Iar în momentele următoare mergem în Cipru, unde sunt 30 de grade și distracție cât în cape. Urmărim mai exact o transmisiune specială a colegei noastre, Cristina Herea, de pe marginea unei piscine. S-a alăturat o vedetă care ne spune secretul unei siluete de invidiat pentru această vară. Aflăm în Cipru de Nord, este distracție, este soare, sunt multe grade și mai avem încă ceva, vedete. Am întâlnit-o aici pe Adina Halas, pentru că face terapia de menținere a frumuseții, ea este deja superbă. Bună, Adina! Vai, mulțumesc! Bună, tu vorbești! Bună! Bine v-am găsit! Bine, Adina, să ne bălătim aici! Mamă, cum este apa, este senzațională! Eu am venit, am zis că nu e neapărat ora
potrivită pentru piscină, pentru mine, pentru că vreau să am grijă de ten, să nu fac fete. De asta m-am ascuns sub pălăria asta, dar mai stau puțin, mă dezbrac și mă duc în apă. Pentru că mă dau cu factor de protecție ridicat, dar ridicat. Are o piele bronzată superbă. Da, da, să știi că sunt bicoloră. De aici în sus mă dau cu factor de protecție, mă dau cu un element protector. După aceea mă dau cu factor de protecție 50. După care mă folosesc fardurile rezistente la apă cu factor de protecție și de aici în jos mai ușor, da, așa. Trebuie să le spunem ceva de la România TV. Faptul că am surprins-o pe Antina zilele trecute, unde credeți? Nu pe plajă, nu la masă, la cules de căpșuni. Da, da, îmi place foarte mult căpșunile. Adevărul este că nu am crezut că pot să mai descoper gustul acela în Cipru. Cipru este o surpriză extraordinară pentru mine. Noi suntem în partea de nord acum, avem o vară prestigioasă și suntem în partea de nord a Ciprului. Oamenii sunt foarte primitori, extraordinar de primitori, mâncarea este senzațională și pentru mine este destul de greu să țin dieta. Păi uite, spre exemplu, dimineața mănânc omletă sau ochiuri, mă bazez pe proteine dimineața, pentru că micul dejun, dacă îl mănânci atunci când ești în vacanță, asta să țineți minte, dacă îl mănânci consistent și te bazezi pe proteine, după aceea nu ești tentat să te arunci în baclavale și toate lucrurile bune. Iar în cele câteva zile de vacanță am mâncat baclava de două ori. Eu spun că e decent. Mi-am programat și o înghețată pentru mai încolo. Cumva trebuie să am puțină grijă și un desert pe zi așa cred că merge dacă e cu măsură. Da, și... te provoc să te ridici în picioare. Te rog, cum mă ridic eu picioare? Da, da, te rog. Vrei să ne plimbăm? Doamne, ăsta e un exercițiu extraordinar, știi, așa. Să mergi prin apă. Da? Da. Facem muși la picioare, da, sau da, la... da. Face bronză mai frumos. Exact. Foarte tare. Vreau să te întreb la cum îți menții silueta și cum mici trucuri pe care putem să le facem în vacanță. În vacanță este foarte simplu pentru că aveți foarte mult de vizitat. Puteți să includeți diverse vizite în programul vostru. Uite, am făcut safari, am făcut pâine cipriotă, am făcut halloumi. Și pentru toate lucrurile acestea m-am deplasat din hotel și m-am dus către toate aceste locuri minunate. Am vizitat Nicosia. Cum te-ai îngrijit? Mi-am dat cu crema înainte să mă expun la soare. După aceea când am stat cu un factor mai mare de protecție. Bun, deja mai, eu sunt bronzat acum și folosesc 20. Folosesc un factor mai mic decât de obicei. Ai un ten perfect, lasă-mă să te întrerup. Din suflet. Ce faci? Ai bucurina asta mai băbești, mai naturiste? Da, am un truc senzațional. Deci, fiți atentă, doamnelor, pentru că e ceva, deci mai noi trebuie să știm. Sau mai spuneți-vă mie. Întotdeauna când vreți să vă faceți poze, vă îndreptați înspre lumină cu fața. Vă treziți mai devreme cu o oră și vă fardați și vă arăta perfect. Ce să mai... Țin neapărat la următorul lucru, hidratare. În vacanță e mai greu să spui că dormi cele 8 ore pe noapte, nu prea apuci pentru că te distrezi. 3 ore a dormit azi noapte, 3 ore, da. Pentru că a făcut plajă la lună. Da. Deci asta pe plajă. Nu m-am putut abține. Și țin, spuneam, la două lucruri, la hidratare și la folosirea cremelor corespunzătoare tipului meu de ten. Care în general sunt recomandate de un dermatolog și mai fac și creme în casă atunci când am timp și asta pentru că nu am probleme cu tenul, pentru că dacă aș avea mare grijă, dacă aveți probleme cu tenul, nu faceți timp creme. Spuneai tu ceva că ți-ai făcut radiofrecvență, ce înseamnă? Da, mi-am făcut radiofrecvență tripolare, este un tratament care se face pentru ca pielea să fie ca un lifting, fără să injectați. Știi cum să, practic, să se ajute din interior. Este o metodă de prevenție, dacă vrei. Se atenuează, bineînțeles, și ridurile. Cine are riduri adânci va observa această îmbunătățire. Dar este mai mult o metodă de prevenție și eu sunt pentru toate aceste metode înainte ca pielea să se creponeze. Și e bine să o luăm așa din timp. Și este mai dezvăluit un secret, pentru că ești o mămică extraordinară. Te gândești să mărești familia? Da, mă gândesc să măresc familia cu un unicorn, pentru că am văzut aici un unicorn de plastic foarte colorat și vreau să măresc familia cu el. Da, Cristina, nu măresc eu familia. Mai avem câteva zile atestate aici, am vrea să te întreb cam ce ai mai vrea să mai introduci în programul tău de vacanță. Îmi doresc foarte tare să băg famagusta, pentru că am înțeles că este senzațională. Mi-a plăcut foarte mult Nicosia. Și, nu știu, trebuie să mai întreb prin zonă, însă
program senzațional și mă las pe mâna lor, sunt convinsă. Noi vom reveni și în celelalte jurnale. Noi rămânem cu baclavaua și cu piscina. Da. Eu acum sunt la înghețată. Hai la înghețată. Și să luăm unicorn. Unicorn și dumneavoastră rămâneți pe România TV, revenim. Asta-i mântă și mai este să rămână de poveste, să vă cânte inima după cum e datina, cu cântece de-altă dată, să nu uitați niciodată. Hai, diri, 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 hai, diri, 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 hai, 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 diri, 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 hai, diri, 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 diri. Irina Login, melodie specială pentru nunta fiicei. Ce cântec cadou a pregătit, vedeți peste câteva momente în jurnal. Tot în câteva momente, doamnelor și domnilor, urmărim imagini cu primarul atacat și bătut, cum a fost scos din mâinile agresorilor. Vedem împreună imediat. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Irina Login, cadou inedit pentru nunta fiicei ei. Îndrăgită artistă de muzică populară a lansat o nouă melodie pe care Irinuca Login, mirele și invitații să joace până dimineață. Nunta-i mare și frumoasă, cu oameni voioși la masă, iar la masa mirii și cu latul coalui floare, domnișoara de onoare. Mai sunt doar câteva săptămâni până la nunta Irinucă, iar Irina Login și-a luat deja în serios rolul de soacră mică. Artista le-a făcut deja mirilor primul cadou, o nouă melodie. Asta-i nunta și să vă cânte Irina după cum e, dar nu uitați niciodată. Hai, diri, 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 hai, diri, 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 diri. Login are 40 de ani și se va căsători cu un coleg de la firma de telefonie la care lucrează. Foarte, foarte fericită și mai ales că mi-aș dori un nepoțel. Și dacă vreți o exclusivitate, da, la Cancan, primul copil al Irinucăi o să-l botez eu. Sunteți de acord, domnule? Deci, Paul, bineînțeles, iar nașii vor fi Alina și cu Romeo Alesis. Ah, foarte frumos. Prietenii dumneavoastră extrem de apropiați, bănuiesc că vor și cânta la nunta fiicii dumneavoastră. Bineînțeles. O să cânta și dumneavoastră? De să știi, n-aș vrea să cânt chiar de nunta fiicei mele, dar eu știu dacă o să vor să solicite. Grătarul în capitală, zeci de bucătari din toată țara au pus deja la foc marele grătar și îi așteaptă pe București cu friptură, mici, ceaune și surprize culinare de proporții. Și colega mea, Luiza Cergani, este acolo, ne spune ce e pregătit la această oră. Bun găsit, Luiza! Bun găsit, Ionuț! Ospăț mare aici, în Parcul Național. Bucureștenii sunt răsfățați cu preparate la grătar care mai de care mai apetisante. De la cârnați, la frigărui, la fripturi de porc, însă ce mi-a atras mie atenția aici sunt porțiile acestea generoase. Spre exemplu, cât cântărește o astfel de friptură? În primul rând, bună ziua! Și o astfel de friptură cântărește ea destul de mult, dar se poate porționa. Depinde cât dorește. Dar poate mânca cineva așa o bucată atât de mare? Se poate, da. Dacă e un grup mai mare. Ca preț, așa cam la ce preț ar ajunge? E accesibil pentru toată lumea, deci prețurile nu sunt standard sau sunt accesibile. De asemenea, văd aici ceva foarte apetisant. Avem ce ne puteți? Pastramă de berbecuț, la ceaon, cum se spune, pastramă de curcan, scăriță, pește care e foarte ușor. Deci produse diversificate, ca să poată să... Această pastramă de berbecuț, aveți vreun secret, așa vreun ingredient secret mai exact? Este într-adevăr un ingredient, dar cel mai bun e vinul după. Și cam cu ce vin ar merge? Vinul alb. Și persoanelor care țin la siluetă, în afară de pește, ce le recomandați? Cred că să privească. Doar să privească. Doar să privească. Văd de asemenea că pe lângă aceste preparate delicioase la grătar aveți și niște pâinici. Da, lipia țărănească, specific nouă, lipia turta, cum se zice, aia pe bătrâni. Turta făcută pe plită, la noi se face pe grătar. Știți, cumva îngrașă mai puțin plita decât pâinea? Mai puțin. Și mămăliguța aici merge doar cu friptură sau serviți? Mămăliguța este pentru pastramă, pește,
Are. Avem trei feluri de pește dorada, păstrăv și scrumbie și cu brânză, dar noi nu o servim brânză. Dar la mare căutare așa cam ce preparat este de aici? Micu, tradițional micu, la mare căutare. Românii tot cu mici au rămas. Micu este specific românilor. De asemenea, văd că aveți aici și cârnați de mai multe. Avem cârnați de porc, cârnați proaspeți de porc, cârnați de oaie, ceafă, frigărui. Vă mulțumesc foarte mult, așadar, dacă v-am făcut poftă, acest târg rămâne deschis până diseară. Luiza, mulțumesc. Primarul orașului Salonic a fost atacat și bătut de un grup de tineri naționaliști. Ianis Butaris, de 75 de ani, participa la un eveniment în memoria greșcilor uciși de turci în primul război mondial. Agresorii au fost nemulțumiți de prezența la comemorare a primarului cunoscut pentru viziunile sale antinaționaliste. Noi informații aici la România TV în doar câteva clipe. Radu Șerbănescu vă așteaptă. Bun găsit din nou, Radu. Bună ziua tuturor! Este război total la vârful statului. Vedeți, când decide Iohannis soarta